Salutare și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi m-am gândit să fac un videoclip în care o să vă spun cam adică ce modificări am făcut la iepuraș, dar modificări nu pe scurt timp, pentru că așa am plănuit să fie, și ce am mai modificat la cușcă, ce am mai renovat. Și haideți să începem. Începem tot cu iepuraica asta. Aici am iepuraica californian. I-am pus apă. Acolo i-am pus iarbă. Iar aici am mai pus la pui niște fân ca să stea mai bine. Ia uitați ce frumoși sunt și au deschis ochii. Ia uitați și pe aceștia. Ia uitați, au 13 zile și au deschis ochii. Ia uitați, foarte frumoși. Acum sunt curios cam ce sunt, femele sau masculi, dar mai durează până pot să văd. Cam la o lună și jumătate se poate observa. Până atunci voi aștepta. Haideți să vedem și raica aceasta înaltă. La asta și la asta i-am dat de mâncare. I-am pus iarbă. I-am pus aici un amestec de-a meu, i-am pus apă, foarte frumoasă, ia uitați-o, este deparazitată, urmează să se deparaziteze și pe ceilalți. Să vedem una pe care să-i vaccinez. Hai să facem la altul. Aici am mutat iepuroiul jos. Pentru că o să vedeți voi de ce. Și la acesta i-am pus iarbă. Mai urmează să-i pun granule. La aceștia californian le dau granule pentru că amestecul țipă jos, iar ăștia alții îl mâncă foarte bine. Da, foarte frumos și el. Da. Le-am făcut curat la toți. Da, hai să trecem la ăștia alții. Aici am mutat iepuroica cu pui jos, pentru că sus am modificat. După cum vedeți, azi dimineață i-am pus plin, acum mai are puțin. Mai trebuie să le pun și lor. Le-am pus iarbă, au apă și trăiesc foarte bine. Aceștia doi am spus că-i vând. Da. Aici am ăstralt, adică. Așa. Și acum vin modificările. Acestea sunt. Am stricat sus tot ce a fost și am renovat. După cum vedeți, acolo sunt rămăsăturile. Acolo. Și în altă parte mai este. Da, am stricat tot ce a fost pe față. După cum vedeți, au mai rămas cuie. Trebuie să le dau jos. Am făcut o ramă. Prima dată, rama asta doar, după care am cusut un lemn, am pus plasa, am făcut ușa, am măsurat-o și i-am pus balamalele și acum este mai faină. Ia uitați, înainte se deschidea aici, dar acum se deschide aici, am făcut curat și aici,
O să pregătesc pentru alt iepure. Am făcut curat tot. După cum se vede, a mai rămas câtva fân. O să... Ăla nu contează. Da. La fel și aici. Tot așa am făcut. Am făcut o ramă de aici până în capătul ăla, încă una înapoi, pe care am cusut în aici și am făcut, am usul de asta, am pus plasă, am pus balamalele și gata. Aici am tot la fel. Aici țin mâncarea pe care le dau. Aici am pregătit, am făcut curat tot, după cum puteți observa. Aici țin mâncarea. Am un sac de granule care o să le dau. Acum, haideți să-i dăm la... Da, să pun asta un pic aici. Să-i dăm la iepuroaică. Ei, l-am dat, o să-i mai dau o tură. Să aibă lapte mult. Un pic să schimb mâna. Așa. Bun. Aici am granulele, o să le pun aici. Încă foarte bine. La fel o să-i pun și la ăsta, la alt. La iepuroi. Da. Așa. Da. Hai să-i punem și la iepuroi. Așa. O să iau un sac. Și lui o să-i pun acum. O să deschid cu piciorul dacă pot. Așa, am deschis. Pun și lui. Este cald acum lui. Da. Iepuroaica asta de aici. Am învățat-o cu amestec și grânulele nu le mâncă. Le lasă în rămitare. Acum o să le dau și amestec. Așa. O să revin pentru că nu pot lua acum, pentru că am telefonul în mână și o să revin. Am revenit. Am aici amestec. Este porumb cu făină, cu tărâță și granule. Pun aici. Ia uitați ce repede a venit la el. Îl și mâncă deja. Ia uitați. Da. O să încerc să-l prind pe ăsta. Să văd cam cât de greu e. Nu pot prinde. Este ca la ceva de câmp, fuge. Da. Hai să-i dăm și la iepuroica asta. Ia uitați. Pus. Ea mai mâncată acum. Sătulă, dar vedeți că iară mâncă. Deci ea mâncă până nu mai poate. Ia uitați. Da. Pun ăsta înapoi. Deci cam atât a fost cu acest videoclip. Nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul meu de YouTube. Să facem cât mai repede 200 de abonați. Și eu am fost Otniel și Iepuri și ne revedem data viitoare. La revedere!